Salutare toată lumea! Uite-mă, ăsta e motivul de ce nu am mai filmat eu 2 zile, fraților. Și o să-l povestim în acest episod. N-am mai filmat așa de mult în zilele astea, pentru că... Bă, frate, am probleme cu microfonul, bâzâie când încep filmarea, asta e foarte nasol și nu știu ce are. Am zis acum să filmez că mulți îmi ziceți, bă, și văd că nu se prea mai strâng like-uri, frate, la seria de Sam. Hai, mă, să strângem 30 de like-uri la acest episod, să vedem dacă mai susțineți această serie de Sam, că dă de părere așa, am impresia că nu vă mai place, frate, Sam, nu știu. Și dacă mai aveți episodul de Sam în continuare, dați și voi un like, să zicem 30 de like-uri, 30-40 pe acolo, da. Dați și voi un like să văd că mai susține seria, nu știu, frate, dă de gând așa, voi nu vă mai place, 20 de like-uri, și mai vă mai place seria sau ce? Nu știu, dacă vă place, dați un like. Da, hai să vedem ce mai am și pe aici, care mai a intrat de ceva timp. 26 din 78, 267, nu mai am ore multe. Da, nu mai am ce. Stai așa un pic să vă arăt aici noile mele moduri. Ceva combinate de mod pe cool UFX, ceva combinație mod pe UFX plus moduri Word de la Awake. Sunt frumoase modurile, n-am ce să zic, chiar îmi plac foarte mult. Dacă le vreți, le pun în descriere. Dar nu acum, în episodul următor, pentru că trebuie să le aplaudesc, că... Na, dar dura ceva. Baigan, M4991, uite ce frumos arată armele. N-au sunete, sincer, originalul îmi place foarte mult, nu trebuie sunete, ea. Te-a zis Friday? Mă rog, iată-ți. Sau Deagle-ul, Baigan, Deagle. Astea o să le păstrez pentru mafii, cel mai probabil, ia uite ce frumos arată. Ce vorbești, nenicule, ia uite aici. Astea sunt moduri de valoare, nu? Ia uite. Știi cum dai la ori cu astea? Foarte frumos, da. Mă gândeam să intru în LK, El Coro, El Loco Cartel, pentru că e o mafie destul de originală și nu are târfuri. Și aș fi foarte de folos să intru și acolo pe târfia de citeul ăsta. Zic așa, îmi place să fiu într-o mafie care nu e neapărat în top, că să ajut și eu acolo, să fiu de ajutor, să ale alea, știi? Și chiar ar fi șmecher. Deci cel mai probabil o să intru în Green Street Blondes. Top. Eu nu cred că o să intru, sau în Reef, sau nu știu, aș intra în Red Dragon Triad. Turfs. Și intra în Red Dragon Triad, care are turfuri în lăvă, din câte știu. Da, uite, astea 4 stale de Red Dragon Triad. Chiar aș intra în asta, pentru că El Loco nu are nici măcar un turf. Și n-are war-uri, înseamnă că nu prea are war-uri. Da, uite, asta, Red Dragon, cred că se confruntează cu Rifa, din câte știu e asta. Nu, nu-i Rifa. Îi dă țar Bratva asta. Bă, au ceva turfuri, băieții. Turfs. Nu știu, chiar m-am hotărât în ce mafie voi intra. Deocamdată vreau să fac rank 3 aici și după aia am să ies. Deocamdată am rank 2, am un Worm, un FV, o să expire și o să intru în mafie. O, iau și o oră jucată, bine, bine, boss. Și nu, nu m-am hotărât. Ziceți și voi în comentarii dacă aveți idei de mafie în care aș putea să intru. Lasă un pic așa, idei de mafie în care aș putea să intru. Pentru că eu n-am nici măcar cea mai mică idee în ce mafie aș putea să intru. Adică mă gândeam la LK sau Red Dragon Trial. Prima dată m-am gândit la Green Street, dar am zis, bă, ăștia au turf-uri, nu mai au nevoie de nimeni. Cel mai probabil o să-mi iau reject. Dar așa, ăștia, gen Red Dragon Triad și ăștia care nu prea au turf-uri așa de mult, mă gândesc că acceptă pe aia care sunt buni cât de cât. Adică îți face și test Deagle când vrei să intri și... Aia, dacă ar fi să intru, da, cred că în Red Dragon Triad sau un LK. Da, LK are zero turf-uri, ce naiba. Avem un war odată la 3-4 zile și nebun. În LK. Asta e faza, mai mult aș intra în Red Dragon Triad, că au 4 turfuri, mai dau și eu un atac ceva să facă mai multe. Ia uite aici, bam, bam, uite, dăm numai nu și aia, uite. Ce vorbim, nenicule? Aș face și eu DM, dar n-am voie. Ca school instructor n-am voie, îmi dă FV dacă fac DM, fără motiv. Dacă mă atacă cineva și îmi zice chestia în chat că mai ai 20 de secunde până, adică să te aperi, da, atunci poți să atac, nicio problemă. Cred că poți să atac, nu sunt sigur. If someone attacked me and in chat say I can attack him without being punished for 20 seconds, I can attack. Chiar sunt curios de chestia asta.
Înseamnă că nu poți să ataci. Avem 28 din 78. E ok. Oricum am zis, nu o să mai dau by level, o să rămân la level 20, pentru că ăla e levelul de mafii și v-am zis, vreau să fac multe RP-uri, deci nu o să mai dau by level, cel mai probabil nu o să mai dau, nu sunt sigur, dar nu cred că o să mai dau by level, nu merită, frate. Pentru că nu vreau să am level 50 și să am 200 de ore jucate, 300 maxim. Zic, chiar n-am chef de chestia asta, o să rămân la level 20 și o să fac ore jucate momentan. Dar v-am zis, nu cred, nu prea am timp să joc SAMP, pentru că mai am și școală. De exemplu, joi dau test la fizică, la geografie, vineri la bio, după aia la chimie mai dau. E căcat, frate, e pișat rău, pișat rău treaba. Și de aia nici nu mai am timp să joc așa de mult SAMP, nu mai am timp să vă postez. Oricum o să încerc să pot să filmez mai multe episoade când am timp și să le programez, dar nu sunt sigur. De aia, uite, nici cu raportul, eu azi e marți, da? Mâine e miercuri. Deja au trecut jumătate de săptămână, eu n-am dat nici măcar o licență, n-am dat. Eu tot timpul fac în weekend raportul, că în weekend am timp. Mai dau și eu niște licențe acolo să fac raportul, să nu mă dea așa afară. Hai să vă arăt aici ce raport am făcut eu. Ok. Faction? Faction activity? Nu, nu, nu. Uite, asta e raportul. Eu de nici o activitate așa. Blacklist, nu blacklist. Faction reports. Ia uite, ați 5 săptămâni am stat. Una, două, trei. Deci o lună jumate am stat. O lună jumate. O lună și o săptămână, așa. Aici, uite, la început, asta e prima săptămână. Am făcut doar 5 puncte, da? Aici 20. Aici am dat la licență că lumea. Astea sunt punctele, nu sunt... astea sunt punctele, nu sunt câte licențe am dat. Aici am dat am luat 20 de puncte. Aici n-am prea, am luat 11 puncte și 18. Deci nu prea am mai stat activ. Uite aici, 11 puncte, cu aia adevărat. 11 puncte, n-am mai stat deloc activ. Aia e faza, nu mai am timp, frate, de facțiune. Futu-s morți. Mi-a dat un responding sample. Futu-s morții, mă, te-ai să intră din nou, să am ce să zic, ghinionul prostului. Doamne, mâncața și gurița ta. Mâncața și sănătatea ta. Hai să intrăm acum din nou. Că, na, am moduri de or. Iau crești la or, îmi dau drept cu ăștia FV, nu? Păi, de ce nu? Adică, băieții îmi dau FV, că iau crești la or. Nu cred că ei, dacă ei crești, nu cred că pe turf, nu cred că-s de FV. Ai de capul meu. Uite, la Instructor of the Week, mare 200 de licențe, 117 licențe date. Băi, ești tâmpit la cap. Termin e online. Haide, termin. Termin ăsta e 69 pierbups, nu? Nu, nu știu. Hai să-mi despoanăm Infernusul. Da, by the way, cine vrea key de la mașini, eu oricum stau foarte mult cu slip-ul, o să mai stau și cu slip-ul. Pentru că mi-am reparat calculatorul vechi. Și... de pe ăla ții și sample-ul AFK ca să fac RP-uri. Pentru că la un moment dat vă dați seama că nu o să fac și 1000 de ore și ceva, o să dau by level. Pentru că mă gândeam să iau ceva funcție pe acest server, pentru că... ba, n-am mea, nu știu, bine, să mă mai și obișnuiesc și... mă gândeam... na, bine, oricum pe RPG-ul nu e greu să iei funcție, dar... acum știi vorba aia, nu joc pentru funcție, dar... n-ar fi rău să n-am nici și eu funcție, știi? Acum la helper nici nu vreau să mă gândesc, pentru că... eu de-abia am timp să fac raport într-o vacțină și eu vreau helper. Nu, niciun caz nu să fac chestia asta, nu vreau să fac greșeala asta. Să fiu helper, nu, chiar cea mai mare, bună majoritatea oamenilor, sau hai să zic copiilor, că ca adult nu cred că te gândești ceva de genul: hai frate, iau helper, după aia iau admin, după aia dau cu fly-ul prin oraș. Păi, Barossa nu e așa, frate. În primul rând, nu sunt șanse să iei de la helper admin, nu sunt șanse mari. Poți să iei dacă ești activ și ei consideră, dar nu poți să iei 100%, deci nu te gândi că dacă ești helper o să fii admin, o să fii owner, o să fii deținător, o să ai pizorul. Nu, nu, nu e așa. Nu poți să iei admin dacă ai helper, neapărat. Acum faza e că, păi, aveți idee câtă muncă e ca helper? Adică trebuie să faci, cred că vreo 300, 400, ce 300, 400, mă, trebuie să faci nu știu câte sute de NR-uri în primii pe zi, ca să... faci ca lumea să nu se dea aștia afară. Băi, tu ești tâmpit. Tu să dai seama ce înseamnă aia să stai 4-5 ore pe SAMP pe zi? Înțeleg, înainte să stăteam 10 ore, dar acum... am cu teste, cu... examene, cu... pula mea, unde să mai stai, frate, pe SAMP? O, mai ai, frate, unde? Intr-o dată la 2 zile așa, ca să nu mă dea aștia afară. Știi? Mai intru așa, o jumătate de oră, 20 de minute, mai dau și o 3 licențe, am ieșit. Nu mai am. Uitați-vă și voi, adică bine, dacă intrați pe server, dați ID-ul Zeto, da, o să mă vedeți, o să vedeți aici în paranteza AFK. Dacă nu vedeți AFK și vedeți exact cum e acum, înseamnă că sunt online. Dacă vedeți AFK, înseamnă că sunt AFK. Și nu
Nu, acum nu mă mai faceți prin comentarii. Bă, ce nu răspuns, băi, nesimțitule? Cum adică nu-i trimite mesaj și nu răspuns? Ce chestia asta, frate? Nu, văd, frate, stă feca, dracu. Eu, știi, vin de la școală, mă culc pentru că, dai seama, după 7, 6, 7 ore de școală, unde să mai stai pe PC? Te cași pe tine de oboseală. Acum, într-adevăr, azi am avut 6 ore și nu sunt prea așa obosit. Oricum mă culc pentru că după aia am de făcut teme. Dar asta e faza, frate, uite, după aia scăpăm. Bine, că la liceu oricum e mai lejer, nu o să stai toată ziua să înveți ce pula mea. Dar zic așa, ca idee, acum, astea-s mai grele. Perioada asta, perioadele astea-s mai grele. După aia, mult o mai lejer, știți. Na, acum, oricum, o să încerc să postez doar Sam, cred că o să postez pe canal, deci îmi pare rău pentru aia care nu le place Sam, doar Sam o să postez. Poate și un CS așa odată la nu știu cât timp, dar șanse mici, pentru că nu mai, frate, nu mai am timp să-mi bat piciorul. Gândesc și eu că n-am de unde să postez Sam în fiecare zi, când eu maxim jumătate de oră pe zi intru. Ce maxim? Maxim jumătate de oră la două zile. Se filmeze episod de 15 minute dacă e, dar nici așa nu e bine, că să moară familia mea, frate. Zici să mă contrazică un abonat dacă pe /ID Zetov scrie AFK de cea mai mult de 20-30 de minute pe zi. Serios. Nu, să zică că sunt offline, că AFK scrie toată ziua, când stau toată ziua cu AFK-ul. Am luat creșare, ei, băgam iaș! Futu-s morții, mă, nu știu ce dracu iau creș în continuu, frate. Mă, modurile astea chiar sunt corupte rău, sunt nasoare, ce să zic. Mod pe făcut parțial de mine, adică jumătate de mod pe chip făcut de mine. Adică nu făcut de mine. Adică am luat două mod pe curs și le-am îmbinat, am făcut al treilea mod pe nou mod pe și... Ah. Hai de capul meu, bă. Ce mă enervează. Iar am luat. E, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu, chiar nu, chiar nu, n-ai cum, frate mea. Ia să mai încerc frate odată să-i zic, băi, ce are, mă? Nu, chiar să-mi bat modul, noi nu pot să stau așa, frate. Nu te crești din două în două mii, las-o în pula aia ce mai filmez. Du-te în pizda, mă, tine. Nu se dea cu aia crești așa. Ia, dacă mai îmi dă crești acum, bag alte moduri. Mă piși pe ele de moduri. Hai, dai crești sau nu? Hai, dai crești sau salpa? O, da crești iară. I-o dat warning. Ce căcat de warning-uri cu astea? E, futuză, morți. Nu, dă warning și după ce dă warning vreo 10 minute dă crești iară. O să bag alte moduri. Care-i managerul meu? N-ai cum, frate, îți dă crash, n-ai, chiar n-ai cum, ca în mafie să joci cu moduri care îți dau crash, păi ești pe turf, ești 2v1, îi bați pe amândoi că îți dă HP, ție îți dă crash, Sampu. N-ai cum, frate, n-ai, chiar n-ai cum, nu-i, frate, cu crash nu e chiar așa. Bine că, măcar, na, bine, mapa asta, oricum, mapa asta e bestială, e cea mai șmecheră mapă pentru war-uri, știi? Deci, n-am, Robi, slash SMS 991. Nu. Hai, următorul text, care este? Hai să participi pe și noi. Următorul text este? Votați... nu mă mai apuc, mă. Nu sunt bun la scris. Uite, deja s-a scris, cred că vreo 200. Votați sar... pe website players, mă rog. Nu, trebuie să ai gen, trebuie să știi ce să scrii înainte, adică nu ești așa, uite, de exemplu, dacă scriu salut, ce faci, scriu mai rapid. Dar să scrii votați Sartor, mă rog, Sartor pe website players puls major primar. Știi, chiar nu e la fel, știi? Na. Eu o să încerc, frate, chiar, uite, dacă se strâng la asta, episodul ăsta 30-40 de like-uri, bă, m-ați motivat să postez zilnic, să am chiar, m-ați motivat. Ioi, ce? Bă, ați văzut și voi chestia asta? Uite, și pe asta, salut, frate. Preț. Stai, frate, vreau să o cumpăr. Bă, ia asta, stați un pic, câți bani am? 409.000. Ia că-s curios cât costă un premier. Mi se pare că costă 70 de K. Hai să luăm și noi un premier dacă e. Chiar dacă-i tremură curum. Da, un sultan e un caca, n-ai cum să le... Sau 900 K, nu mai știu cât e. Dar vreau să-mi iau un premier, sincer.
Hai să ne luăm un premier. Să vedem cum ar fi un premier. Bye, vehicles. E futuți morți, măte. 0,69. Un premier ar fi 170 de ca... Ce căcat cu aia? Premier. Test model. Uite ce nu-mi place, uite cum îi tremură curia. Uite și cum tremură, vedeți? Nu-mi place vreodată mașina asta. Da, te drec. Da, clar, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați de subscribe și de like și ne vedem data viitoare, salut. Hai. Eu nu mai pot dau stop recording. Fu, toți morții, mă, stați un pic. Gata. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare, salut.